Avertizment din partea Rusiei, România este vizată și ea de semnalul de ultimă oră de la Moscova. Ucrainenii au minat Marea Neagră, însă cablurile acestora au început să se rupă, iar minele plutesc în derivă. Rusia a avertizat sâmbătă cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de forțele navale ucrainene în Marea Neagră, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, precizând că minele ar putea ajunge în strâmtoarea Bosfor sau chiar în Marea Mediterană. Pericol mare în Marea Neagră, ca urmare a războiului din Ucraina. Ucrainenii au minat Marea Neagră, însă cablurile acestora au început să se rupă, iar minele plutesc în derivă. Informația de ultima oră vine din partea Rusiei, care avertizează țările cu ieșire la Marea Neagră, implicit România, asupra pericolului cauzat de minele așezate de ucraineni după debutul războiului. Sâmbătă rușii au avertizat cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de forțele navale ucrainene în Marea Neagră. Pentru că au început deja să se rupă cablurile acestora, minele ar putea ajunge chiar în strâmtoarea Bosfor și mai departe în Marea Mediteraneană. Rușii spun că este vorba despre mine perimate vechi de zeci de ani. Din cauza furtunurilor, cablurile ce leagă minele de ancore au început să se rupă, se mai arată în comunicatul citat. Afectate de vânt și curenți, minele sunt în derivă în mod liber în partea de vest a Mării Negre, au transmis reprezentanții, care au vorbit despre starea tehnică nesatisfăcătoare. Armata rusă a lansat în 24 februarie, o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, invadând această țară din mai multe direcții, Occidentul a reacționat, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit impunând sancțiuni economice dure contra Moscovei.